Timp de 2 ani de zile am tot făcut solicitări către Consiliul Județean ce avea în administrare din 2013 acel segment de drum, bretelele de la pod, așa cum știu toți oamenii din Megidia, în care erau efectiv cratere, nu mai erau gropi, erau cratere. De acum adâncimea lor era foarte mare, aproape imposibil de a mai circula în zona respectivă. Am văzut indiferența Consiliului Județean, care și-au făcut așa o castă, ei spun că sunt responsabili ai județului numai în localitățile și în locurile unde au interese. Dar eu le-am adus aminte și o să le aduc mereu aminte că și oamenii din Megidia au votat și au și responsabilități față de municipiul Megidia, față de cetățenii acestui județ, care sunt undeva, zic eu, 10% din județul Constanța. Deci nu sunt de neglijat. Dacă dumnealor i-au tratat cu dispreț, cu efectiv batjocoră, pentru că au încercat să-i manipuleze lăsând lucrurile nerezolvate și aruncând vina oarecum că aparține administrației publice locale, fiind în mijlocul orașului, puțini oameni au știut că drumul acela era din 2013 dat în administrarea Consiliului Județean. Însă am informat cât am putut, dar în momentul, în luna august, am preluat din administrarea Consiliului Județean prin procedurile legale, iar în câteva zile deja acel drum apare și, după cum l-ați văzut și dumneavoastră, civilizat, decent, pe unde oamenii nu-și mai rup mașinile, iar mai ales peste puțin timp începe sezonul rece, va trebui să desăpezim și să creăm, mă rog, condiții decente de circulație. Când 4 zile, 5 zile s-a rezolvat această problemă. Să aducem argumente, au realizat drumul județean de 100 de kilometri. Acolo era vorba de câteva sute de metri până într-un kilometru, dar cum v-am spus, asta și-au dorit dumnealor, pentru că ei fac politică, nu fac administrație publică, lăsând intenționat ca acele drumuri să ne mulțumească, mă rog, șoferii și să-l înjure pe primar, pentru că se află în mijlocul Megidiei. Dar nu tot ce se află în unitatea administrativă Megidia este și în administrarea primăriei. Bucata asta de șosea a fost vreodată așa asfaltată? Nu, n-am văzut-o. Bolovane am văzut, Petroaie. Așa a fost dintotdeauna. Păi, deci, dar ce mă merge mai bun? Arată bine, dar să facă mai bun și pe acolo, pe cartier să facă. Cum era înainte? Erau gropi foarte multe. Arăta nasol. Arăta nasol, înjurat toată lumea. Ce se, asta e. Arată mai bine acum. Acum, da. Știți a cui era înainte? Nu știu. La Consiliul Județean. Și acum a luat orașul? Foarte bine. Foarte bine. Se cunoaște, da.